Următoarele noastre invitate, sigur, simt magia. Unele au devenit mămici, altele sunt pentru prima dată. Cum este să ai o inimioară și să bată în unison cu a ta? Altele sunt pentru prima dată însărcinate și este o senzație pe care doar o femeie o poate simți. Iată, despre această senzație vrem să discutăm în aceste clipe cu viitoarea mămică, Cătălina Rusu, cea care deja este în a șaptea lună de sar. Dragii mei, ce bine ai venit! Bine v-am găsit! Vai, cât de frumos este la voi aici! Am făcut deja totul pentru pregătirile de iarnă. Decor, ai decorat bradul? Încă nu am reușit, dacă sincer. Și parcă, nu știu, aștept să vină zăpada. Da, o să trebuie să decorez în ianuarie. Din păcate. Fără ea, atmosfera asta de sărbători nu prea se simte. Iar eu sunt o iubitoare a iernii și anotimpul meu preferat este iarna, dar iarna cu zăpadă, nu cu glod sau uscat, cu ploaie. Anume cu multă zăpadă, să fie alb totul în jur, așa cum este la voi. Crede-mă, atunci când deja minunea o să fie mare, și un an și crede-mă, o să împodobești bradul încă din noiembrie și o să-l ții până în martie. Deci înțeleg că tu ai făcut deja bradul. E deja în casă, îi punem lumânări, dansăm deja în jurul bradului. Minunat, faceți repetiții. Da, repetiții pentru ce urmează. Tu încă în aceste sărbători ai scăpat fără cadouri și de toate. Cel mai mare cadou îl ai cu tine. Exact. De fapt, eu zic probabil că eu sunt Moș Crăciunul anul acesta. Pentru că eu sunt cu burtic, eu sunt cu cadou. Mi-a rămas să mai fac și un costum și o de sag în spinare. Nu vezi că n-ai voie să duci prea mult. De regulă, Moș Crăciunii ăștia care sunt arătați la televizor, crede-mă că la ei de sag ai ușurică. Cu niște cutii goale. Da, la ăștia adevărați care vin la noi prin Hoceag, ăștia au cadourile care trebuie. Draga mea, 7 luni de sarcină, încă puțin și urmează să fii mămică cu acte în regulă. Pregătită emoțional pentru asta? Încă nu. Faci cursuri de parenting și de nu știu ce? Nu, absolut nimic, pentru că nu am când. La moment sunt chiar implicată în mai multe proiecte și mă simt foarte bine așa. Nu vreau să anticipez lucrurile. Eu mă simt bine la moment și mulțumesc bunului Dumnezeu și măiculiței Domnului că am o sarcină undeva poate ușoară, pentru că am mai auzit și înainte să ajung să fiu însărcinată, am auzit cât de greu este, cât de anevoios. Bine, am văzut și la televizor, pentru că în momentul în care afli că ești însărcinată, în jur toată lumea doar filme cu însărcinate, doar seriale, doar nu știu, parcă e... Așa e, e adevărat, și... stradă, nu mai femei gravide. Exact, și probleme cu care se confruntă femeile în timpul sarcinii. Eu îți spun chiar mersi Domnului că sunt bine, mă simt bine și savurez, am foarte multă energie, sunt inspirată și sunt mai fericită ca oricând. De ce? Încă nu mă gândesc. Pentru că știu că oricum urmează. Este ca un examen această naștere. Și eu mai am încă 2 luni să mă pregătesc pentru asta. Dar de obicei cum fac studenții să pregătesc în ultima noapte când încep contracțiile. Măcar să știu cum arată sau cum se simt contracțiile. Crede-mă, o să te doare. O să le simți. Dar de fapt nu m-am gândit. Oricum cred că urmează cu medie să vorbim, să... Unica ce am făcut, mi-am pregătit bagajul pentru deja? Maternitate. Bravo! De fapt, dacă sunt 7 luni... Da, știi că nu aveam ce face într-o bună zi și chiar cineva m-a întrebat pe rețelele de socializare, de fapt mai multe, că sunt mai multe mămici tare drăguțe și însărcinate și ele tot mă întreabă, îmi pun diferite întrebări, dar eu fiind la prima sarcină, poate sunt mai puțin experimentată. Și din ceea ce spun și am încercat împreună, adică să strângem un bagaj de maternitate și mi-am dat seama că ce arată și cum arată și oricum m-a speriat puțin pentru că sunt foarte multe lucruri pe care eu nu le-am știut și foarte multe chestiuni de care nu m-am gândit vreodată că o să am nevoie. Cum arată valiza ta? Cât din înaltă? E așa? Da, este cam așa. Da, dar exact. Unde naști la stat? Nu naști. Nici nu știu unde privat. Încă nasc. Nu știi unde naști încă? Nu. N-ai ales maternitatea? Nu. Ar cam trebui față să nu te puci nașterea pe drum și atunci cu Andrei la volan, băi, unde ne ducem? Stânga, dreapta, înainte. Nu, eu cred că totul, oricum, totul o să fie bine. Nu e doar în mâinile Domnului, dar și mâinile noastre. Dar și deja urmează să vorbim cu medicul nostru, care este un specialist foarte bun și care la sigur ne va îndruma corect.
Vrei să ai o naștere naturală sau vrei o naștere prin cezariană? Eu mi-aș dori foarte mult să fie una naturală și aș opta pentru o naștere naturală, pentru că, păi, nu știu, sunt păreri diferite, eu nu am stat pe forumuri, eu nu am citit, așa simt eu. Eu am stat până naște, după ce am născut am ieșit de acolo, pentru că altfel nebuneam. Eu nu știu, uite, vezi că tu ai deja de ceva timp, ești mai mică deja, dar acum sunt diferite aplicații tare faine care apar și care în fiecare zi vin cu articole, vin cu sfaturi, ce analize trebuie să dai, ce trebuie să cumperi, ce nu trebuie să cumperi, de ce te simți așa, adică îți răspunde la foarte multe întrebări, știi, și poate undeva nu este necesar atât de des să mergi la un medic, pentru că medicul uneori mă sună și spune că la dumneavoastră totul este bine, da? Eu zic, da, păi de asta nu veniți, dar trebuie să veniți, să dați analize, să faceți, să vă gel. A, și eu zic, a, da, zic că eu sunt ok, da, noi înțelegem. A, de asta, adică suntem într-un secol în care este mult mai ușor totul. De asta eu nu stau pe forumuri, eu nu citesc. Mine eu pot să mai împărtăș idei cu cei din comunitatea mea de pe Instagram, de pe Facebook, de pe unde și cum. Dar în mare parte, oricum este instinctul ăsta matern, da. Și vreau să spun că eu am simțit că sunt însărcinată, încă nu știam, nu făcusem test, dar eu am simțit că sunt însărcinată și am simțit că voi avea o fetiță. După care deja lumea m-a întrebat, tu mai ai... După asta s-a pierdut undeva intuiția că e fată sau băiat, dar nu știu. Și este chestia asta, că să procedezi ca o mamă, ca să te gândești ca o mamă. De ce eu nu mă... Nu mă zbat atât de tare, nu mă agit. Eu sunt foarte liniștită, calmă. Noi cu soțul pur și simplu savurăm. El cred că savurează că eu sunt super liniștită, calmă și fericită. Wow! Asta e binecuvântare pentru un bărbat, de obicei. Dar n-ai pofte, chestii, să-l trimiți după nu, una, după absolut alta. Deloc. Nu am nicio poftă, nu am mofturi. Nu știu, poate că sunt deja o femeie în toată firea și la vârsta mea îmi dau seama de ce, unde aș putea face mofturi, unde nu aș putea, dar de regulă nu le mai fac. Nici n-am cu le are, că dacă soțul pleacă dimineața și vin seara acasă, el nu are când să vadă mofturile mele și eu rămân unde să mă mofturesc în oglindă. Singură în oglindă. Deja singur îmi hotărăsc toate întrebările, dar da, eu credeam că mai emotivă nu este unde, nu este loc pentru mai multe emoții. Vreau să spun că se întâmplă să plâng așa de la nimic. Cătălina, plânge! Da, nu e o problemă. Acum pot să joc chiar și în seriale și să știi că o joc din suflet, pentru că dacă încep a plânge, mi-aduc aminte de scârba pe care nu o am și pe care o au ceilalți din jurul meu. Da, sunt foarte emoționată și emotivă și filmele dramatice de dragoste nu sunt pentru mine la moment, inclusiv și desenele animate, în care se repește eroul principal, eroina principală. Dar tu te uiți la desene animate fără a avea copii? Da. Tu te pregătești moral pentru asta. De curmează, fapt, nu mă lasă ceva să te uiți. Eu o să te întreb pe tine ce trebuie să privesc, pentru că eu știu desenele animate de altă dată. Cu toate că alea chiar sunt mai bune, pentru că acum ce apare, ți-a frică. Mie îmi place câte mult spuma. A, exact, da, asta, și să știi că și la asta aș plânge, pentru că sunt momente acolo cu animalele, cu... Da, dar până la urmă... Suntem o familie, știi, credincioasă și noi pentru fiecare pas pe care îl facem chiar ne rugăm și cerem binecuvântarea Bunului Dumnezeu. Și poate asta și ne ajută așa să o luăm ușor, așa, cu... Ne vine că suntem și fericiți, că nu știu dacă se compară fericirea pe care o trăiește un om până a apărea al treilea membru, adică ea este foarte mică, pot să zic, dar deja fericirea asta ne-a intrat în fiecare celulă, cred că, a corpului. A corpului. Nostru. Apropo de corp, te-ai cântărit cât ai pus pe tine? Nu m-am cântărit. Da, ce trebuie? Nici nu știi cât a adăugat. Nu am, pentru nu, că... Nu vrei să sperii? Nu am cântar, nu că nu mă sperii, dar de regulă mă cântăresc că merg la sala de sport. Dar acum, chiar două săptămâni, am fost atât neimplicată că, într-adevăr, nu reușeam. Trebuia să merg doar la 8 seara, dar deja la 8 seara vine soțul și soțul cere atenție și el cere atenție. Eu am atenție toată ziua. Noi în două, toată ziua ne distrăm foarte bine. Dar mai este și tăticul,
colegul care la fel vrea să se joace cu asta mică, că el uneori o zădără și ea se agită, după care el adorme și eu trebuie să încep, hai pui mami, hai nani nani, hai nani nani, și e mai complicat o leagă după ce te-ai... Crede-mă, o să vină timpul în care copiii o să te adormă între tine, oh. El o să, sau ea o să stea acolo undeva și mama... O să visez, eu să dorm, cred că. Da. La moment eu savurez și mie îmi place. Eu niciodată nu sunt singură. Bravo. Și eu știu că dacă se aude muzica, gata. La noi se încep dansurile. Noi dansăm. Și de regulă seara la noi fără dansuri, fără muzică. Că dacă se aude un videoclip la televizor, gata, noi până adormim e mai complicat. Și într-o seară chiar a fost așa un caz interesant, că eu spuneam, hai puiul meu, hai pui prințesa noastră, hai dormi, nimic. Și deja știam că trebuie să mă trezesc la orele 6 și fac cșș. Și când mi-a dat un pumn înapoi, eu zic, am înțeles, zic, tu deja îmi răspunzi mie. Și spunea mămică, chiar el zic, mămică, zic, ți închipui, zic, cum crești copiii ăștia și îți răspund înapoi. Îți răspund înapoi, așa din burtă îți răspund înapoi. Și cam așa, este vesel la noi. La noi sărbătoarea a început încă de acum 7 luni. Așa să o țină, să fie așa de fericită și după 2-3 luni, după ce să nască. Mulțumesc, sper din suflet. Sper din suflet. Eu am fost un copil cu minte. Așa că nu se știe. Cine știe? Cine știe ce te așteaptă? Noi te așteptăm în aceste clipe să ne cânți și sunt sigură că vei avea parte și de coreografie acolo în burtică, pentru că dacă ai zis tu că dacă se cântă, se și dansează la acolo. Sigur, da, cu mare drag, chiar vreau cu această melodie poate cumva să aduc și ninsoarea pe plaiul nostru moldav. Așa că să fie ninsori disperate. Așa. Să admirăm din cap până în picioare pe viitoarea mămică, Cătălina Rusu, este în 7 luni de sarcină, trăiește unul dintre cele mai magice momente din viața fiecărei femei. Iar acum vine cu o melodie magică pentru voi, să cerem iarna și zăpada cea adevărată. Dulce, dulce, dulce se revarsă în line, stelele senine, întrebând de tine, rece, 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 dragostea se trece. Între noi din soare, albă depărtare, aspru, 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 cerul de pe astru. Vine peste mine noaptea în albastru, unde, unde, unde sufletul ascunde. Stelele divine, numai pentru tine, unde-s genele tale să cadă peste mine, prin zăpadă cristal. Nu
te iubesc pe tine.